Floreana. Dragii mei, bine v-am regăsit la Design Perfect. Sunt tare bucuroasă să am alături de mine în seara aceasta un invitat pe care voi îl cunoașteți foarte bine. Chiar a solicitat, în urmă cu 3 ani de zile a fost invitat prima oară la emisiunea Design Perfect și atunci chiar a solicitat să-l invit iar, pentru că ați fost fascinați de înțelepciunea pe care o transmite din dorința sa de a cerceta, de a se extinde personal până la urmă, pentru că înainte de a transmite mai departe altora, facem lucruri pentru noi. Noi suntem atrași de anumite atribute divine și noi le practicăm. Îl am alături de mine pe Părăian Mihai Cosmin. Da. Bună ziua! Bine ai revenit, Mihai! Da, mulțumesc, foarte încântat să revin aici și să vorbim despre China din nou. Au trecut 3 ani lungi, au fost niște ani destul de complicați pentru unii, pentru alții mai ușor, pentru unii mai complicați, dar a fost o experiență și o resetare din punctul meu de vedere, care trebuie să învățăm din ea. Așa ai văzut-o și tu, ca pe o resetare. Da, ca o resetare. Da, și eu cred la fel. Și astăzi am zis să vorbim despre dualitate, despre dualitatea în China antică. Dacă data trecută am vorbit despre înțelepții lumii antice, astăzi cumva revenim, dar ușor nuanțat, către dualitate. Este foarte interesant. Aceasta este realitatea aceasta în care trăim, este una duală, da. În care avem bine, rău, alb, negru, și este interesant de știut cum se percepe din China, dinspre înțelepciunea chineză, această dualitate, pentru că până la urmă pentru noi China asta înseamnă în primul rând înțelepciune. Și aici mi se pare foarte interesant să te las pe tine să ne spui un pic cea mai importantă idee, de exemplu, cea mai importantă caracteristică a dualității din perspectiva Chinei antice. Păi da, deci dualismul este un concept esențial care trebuie înțeles de cineva, e ca o filozofie a vieții. Sunt două lucruri care sunt total opuse, dar care se și atrag reciproc. Deci ele practic nu doar se resping, ele se și îmbină unul cu celălalt și practic ei formează un echilibru unul cu celălalt și ne adună la un loc pe toți. Da, da, cred că e important să știi să creezi echilibru respectiv. Că... Da, între anumite forțe, e yin, la chinez e yin și yang. Acest concept yin care e feminin, e pasiv, care primește, receptiv. Mă rog, e și partea întunecată, dar nu neapărat acea parte întunecată, e receptor, și yang care strălucește, e yang care strălucește și e, cald. E activ, e cald, care dă căldură către yin, partea feminină, e și masculin și yin feminin. Deci am putea spune că dualitatea are acest simbol yin yang? Da. Din perspectiva Chinei. Da, din perspectiva Chinei, yin și yang. El se numește în chinez Aryuan Xing, care înseamnă dualitate, dar această dualitate în China antică era denumită yin și yang. Pentru că astăzi vorbim foarte mult despre yin, yang, dar da. Abia aștept să ne spui mai multe. De exemplu, dincolo de ceea ce știm noi referitor la, nu știu, la spiritualitate, mai are și alte, nu știu, direcții de utilizare acest concept? Da, în viață, e și în viața de zi cu zi, se vede în elementele naturii, în organe, avem organe yin și yang, o să vorbim despre ele. O să vorbim și despre ele. Cam tot ce ne încojoară poate fi văzut ca yin și yang. Adică inclusiv în știință. Noaptea și ziua, care e yin și yang, soarele și luna, care e yin și yang. Până la urmă, luna este luminată de soare. Da. Luna fiind yin, soarele yang. Și caracterul pentru yang e caracterul pentru soare plus un radical și yin e caracterul pentru
luăm opusul radical. Nu e îmbinat cu alte radicaluri, acum nu o să facem, nu o să... Nu o să intrăm în, da, cum e în foarte lucrat, multe dar detalii. Are elementul yin, are elementul de lună în caratele și yang, elementul de soare. Chinezii știu treaba asta. Eu sunt fascinată de mituri, de legende, da, de începuturi. Uh-huh. Și chiar te rog să ne încânți un pic așa, hai să fie că dacă tot este seara, da, să fie așa o, să ne plimbi puțin prin mitologia chineză și să vedem puțin ce înseamnă nașterea universului și cum ajungem de acolo la... la elemente până la urmă, da, știi? Și la yin și yang, pentru că, da, vorbim despre, când vorbim despre China asta, vorbim despre niște elemente, mm-hmm, pe care le știm, dar o să revenim pe ele puțin, dar nu știm foarte multe despre istoria yin și yang, de pe unde au plecat, de unde au pornit, da, nu știm multe și despre cum s-a creat lumea din perspectiva Chinei antice. Așa, deci yin și yang, acest concept a apărut și în cartea I Ching, cartea Metamorfozei, dar datează pe vremea împăratului Galben, această mitologie, deci acum 5.000 și de ani. Să știi că pentru împăratul Galben te invit, da, special, da, te-am anunțat mai devreme, da, să nu spui e, că nu știi, așa. Și acest yin și yang a apărut pe vremea aceea și pe parcurs ele s-au mai adăugat anumite elemente în el, dar una dintre ele care mă fascinează foarte mult este în tratatul Zhuangzi, a apărut următorul mit, stăpânitorul mării de la miază zi Shu, care înseamnă cel rapid în chineza veche, și de la miază noapte Hu, care înseamnă neprevăzutul, adesea vizitat pe stăpânul centrului Hun Dun. Acest Hun Dun e, nu e chiar ca un Dumnezeu, dar e, aici e haosul. E reprezintă practic universul, cel care a creat universul Hun Dun. Și pentru a răspăti pentru bunătatea lui Shu și Hu, s-au sfătuit cum ar fi cel mai bine să răspătească pe Hun Dun, haosul. Așa, și atunci s-au gândit să facă 7 găuri pentru el. Adică ochi, urechi, gură și nas, pentru ca haosul să poată auzi, să vadă și să distingă Hun Dun. Și așa s-au apucat ei în fiecare zi să facă câte o gaură în Hun Dun, în haos. Și în ziua șaptea, deci se reține, în ziua șaptea haosul a murit, mă rog, nu a murit el. Practic el a început să distingă și atunci nu mai a fost haos. A dat naștere, practic, universului cunoscut de noi. De remarcat e că în mitologia chineză crearea lumii a durat tot 7 zile, da, ca și exact, în Biblie. Deci acest Hun Dun, legenda asta datează de acum 5.000 de ani cu Hun Dun. Și iar mi se mai pare interesant faptul că regăsim acel nemanifestat, din care vine manifestatul, practic. Da. Găurile acelea și faptul că, cum îl chema, Hun Dun, Hun Dun haos, a început să perceapă, practic e un fel de manifestare. Da, e o manifestare a universului. Exact. Deci atunci are loc manifestarea universului, da, și dispare nemanifestatul, practic, da, haosul. Da, haosul. Că înainte era haos, nu e, totul era neconectat, nimic nu era la locul lui. Și așa au luat naștere universul știu de noi. Dar mai e, oricum, mai e și alta... Și mai avem vidul aici. Da, vidul. Care dă naștere tuturor. Dă naștere tuturor lucrurilor, adică e mama tuturor lucrurilor. Pentru chinezii spun, pentru a putea să intre ceva, trebuie să ai un spațiu prealabil gol ca să intri în acel lucru. Și acesta la noi este vidul, care dă naștere tuturor lucrurilor. E Wang Wu, cele 10.000 de lucruri, adică toate lucrurile din univers. Și Wang Jimu e Dao, am vorbit despre Dao data trecută. Da. Dao e mama tuturor lucrurilor, care dă naștere și acestui vid. Da. De aici ia naștere universul la ei și mai e o legendă care spune, o altă legendă foarte frumoasă. Da, din punctul meu de vedere, da, este foarte frumoasă. Mă rog, cum e asemănarea omului, practic înainte universul era un haos compact care asemănător cu un ou de găină și teoria Big Bang, practic, spune că era ca o bulă.
și în acea bulă sunt mai, mă rog, sunt e tot universul în el. Și spune că în acel ou și-a făcut gestația primul om, Pangu. Pangu a domnit 18.000 de ani, iar când s-a trezit ureașul, acel ou s-a spart. Și ceea ce era pur și ușor a urmat de naștere, mă rog, era practic o dormit 18.000 de ani în acest pangu, în acest ou. Și când s-a spart? Spart o luată naștere. Cerul și pământul. Așa, temându-se că cerul și pământul nu să, ca să nu se numească din nou, pangu, practic s-o sprijini cu capul de cer și cu picioarele de pământ și el a tot crescut în acest timp ca să despartă cerul și pământul, să te despărțiți. Și pangu a tot crescut în acest timp. Era uriaș, foarte uriaș la sfârșit. Și când a murit Pangu, s-a metamorfozat totul. Respirația ei s-a făcut vânt și nori, glasul tunet, ochiul stâng soare și cel drept lună, mâine și picioare și coloana, puncte cardinale și munți. Sângele s-a transformat în fluvii și tendoanele în drumuri. Și carnea pământul, părul în stele. Și din piept, din piele, din piele a ieșit ierburi, flori și copaci ce vedem în jurul nostru. Deci e o legendă foarte interesantă. Da, chiar. Despre Pangu, în care s-a înălțat și a crescut în timp ce despărțea cerul și pământul. Dar da, la început am avut, practic, un ou de găină. Yang, cerul și pământ, da. Și în pământul. Da, dar trebuia să se mai complice puțin. Da, și e o băgată. Pangu e o metamorfoză foarte frumoasă, pe cum lua naștere toate astea. Poate să vorbim o dată despre cum au făcut chinezii 1000 de caractere diferite, fiecare caracter diferit despre crearea universului până în ziua de astăzi. Într-o 1000 de caractere au pus toată această... E ca o istorie a evoluției noastre, practic. Da. Și cel mai tare e că sunt 1000 de caractere care niciunul nu seamănă cu celălalt, adică sunt 1000 de caractere diferite în tot textul. Foarte interesant. Da. Asta o să fie un lucru, dar o să vorbim probabil la alte emisiuni, că da, n-ai cum să vorbești pe China într-un timp. Nu, da. Nu. Deci avem cerul, pământul, yin și yang, da. Pentru că am plecat de la dualitate care ne cumva ne provoacă la echilibru. Ce mi se mai pare interesant este că ne conectăm cumva la natură. Din punctul meu de vedere, natura este un maestru al echilibrului, da. Și practic cred că este cea mai potrivită direcție în care ne putem uita să învățăm ce înseamnă echilibrul. Și mă bucură faptul că și în China văd cumva o relaționare cu natura. Dar au mers mai complex decât atât. Da. Avem conceptul acela tianrenhei, adică comunia omului cu natura, și în China mereu omul e aproape de natură și în comunicare continuă cu natura. Ei au această relație de peste 10.000 de ani cu natura, sunt interconectați cu tot ce mediul înconjurător, mai ales la temple se poate vedea treaba asta. Și tianrenhei adună și acest concept de cele 5 elemente. Avem wuxing, qinguo gudai wen hua you wuxing, deci în cultura chineză străvechi avem cele 5 elemente. Și modelul lumii începute prin a fi extrem de simplu. Natura socialii, mă rog, oscilează între yin și yang. Yang, cerul, și yin e pământul aici. Da. Totul desfășurându-se pe axa timpului. Mă rog, în China timpul practic nu e chiar cum îl vedem noi, un flux continuu. El este ca un gem și în acel gem practic totul se petrece în același timp. Da, mă rog, asta e o altă discuție. Asta este foarte interesant ce spui tu acum. Dar putem dezvolta un pic. Da. Practic, timpul nu e liniar. Da. El e ca un gem complicat unde tu poți să oscilezi între trecut și viitor. Practic, toate se întâmplă în același timp. Da. Păi asta înseamnă în afara timpului, practic. Practic, sau un moment etern în care nu există trecut și viitor. Da, ei susțineau, cel puțin în China antică, sunt texte care susțin că omul poate, ar avea capacitatea de a merge în trecut sau în viitor, știu că sună science fiction, dar nu apare și lucrurile astea sunt reale, adică am vorbit cu mai și din China și cred că sunt lucruri reale. Da, dar astea sunt niște tehnici stăpânite de maestri, e ceva. Da.
Da, dar mă bucur că revine în atenție și acest subiect al timpului care deja se diluează cumva. Așa e. Nu mai există delimitare clară între trecut, prezent și viitor. Da. Și da, probabil că pentru noi va fi un proces. Pentru noi ăștia alții mulți, va fi un proces de trecere din... Păi trebuie să învățăm din această viață și dacă nu învățăm această viață, de obicei viața se repetă. Învățăm din următoarea. Sau repetăm viața asta până învățăm. Se poate repeta o viață, se poate repeta și de 1000 de ori. Acum, hai să ne întoarcem la cer și pământ. Așa, da. Da? La Yang și Yin, dacă e să o luăm așa, și vedem că apar niște elemente în plus. Și aici o să te rog să ne spui tu puțin, pentru că a fost nevoie de niște elemente, realitatea e mult mai complexă decât atât. Da, e. Și atunci apar niște direcții ale spațiului. Explică-ne puțin despre avem, ce e vorba. Avem Yang, care e cerul, și în care pământul. Da. Deci cerul la chinez e Tian. Avem Tian Di, cerul și pământul. La ei cerul e divinitatea. Că sau aerul, să spunem, aerul, dacă ne-am gândit la elemente. Da, aerul care e Tian sau Kung e aer Kung Chi. Ei, la aer oricum spune Kung Chi, adică gol și vitalitate. Așa spune la aer Kung Chi. Okay. Și acest aer sau cer e și divinitate, cum îi spun Lao Tian, la Dumnezeu. Asta e alt cuvânt pentru Dumnezeu. Avem Dao Shang Di și Lao Tian. În folclorul chinezesc, Lao Tian înseamnă tot Dumnezeu și cer, care e divinitatea lui. Și practic ea explică cum divinitatea are un rol în acest echilibru al naturii, care le avem aici ca și lumina și întunericul. Doi postaze, avem căldura și frigul, astea sunt elemente din natură care explică Yin și Yang. Da. Dar avem și complexitatea lumii, a necesitat un model mai amplu care să acopere mai bine această realitate. Astfel au apărut patru direcții ale spațiului legate de cele patru evenimente astronomice majore, echinocțiu, solstițiile. Cele patru. Da, cele patru și una în plus reprezentând centrul sau locul observatorului, care aici este pământul. Pământul, că aici avem și această neclaritate, care e observatorul. Da, observatorul trebuie să e pământul și noi care suntem pe pământ, noi suntem pe pământ, nu suntem în aer sau în altă parte. Mă rog, depinde. Dar suntem pe pământ. Așa ar trebui. E, mă rog, e o legendă în Tibet unde călugării budiști au ajuns la o iluminare atât de avansată, au ajuns la un punct de iluminare avansată încât pot să leviteze. E o legendă, mi-a spus cineva care a fost acolo că ar fi văzut. Da. În Tibet? În Tibet, da. Dar știu că este și un munte în China, nu mai știu cum se numește, în care cred că a fost arătat, cumva văzut și în Karate Kid, în care a jucat Jackie Chan. Da, e, uite, chiar nu știu de... Este, are un nume muntele acela, unde sunt foarte mulți călugări. Ah, gata, știu. Templul Shaolin din Henan. Și am înțeles că și ei sunt în mod real foarte avansați. Da, e în... Henan Shaolin Miao. E templul Shaolin din... Hăna și acolo ei la fel au practici care, mă rog, ele cele budiste tochine sunt, deci au cam aceleași practici. Și acolo sunt aceleași elemente, se găsesc. Dar e foarte greu să ajungi acolo și am fost și eu la templu, deci n-ai voie să stai la templu cu telefoane, nu e... Dar poți să-l vizitezi, adică... De visat, da, poți să-l vizitezi, să faci fotografii, dar dacă vrei să stai în templu și să înveți, da? Fără telefoane, nu te lasă cu tehnologie, mai să zice, păi, vii aici să... Ei spun Shoshin, cultivarea sufletului, vii aici pentru Shoshin, n-ai cum să-ți cultivi mintea și sufletul dacă te uiți la telefon sau... Da. Corect, așa este. Da, e o experiență frumoasă. Da, mi-aș dori și eu să ajung acolo. Chiar mă fascinează performanța care în spate are foarte multă muncă, foarte multă concentrare și până la urmă dedicare. Hai să ne întoarcem la ale noastre, că n-aș vrea să pierdem niște elemente importante din cauza timpului limitat. Haideți să vorbim puțin despre aceste cinci elemente.
pentru că mi se pare important. Hai să vedem care sunt, în primul rând, din perspectiva, pentru că noi vorbim de patru, apă, aer, pământ și foc în general. Da. Pe când în China avem cinci elemente în care, de exemplu, nu regăsim aerul, da, pentru că nu e considerat un element, da, nu e considerat creatorul, cum ar veni. Da, e, da, nu e în cele cinci elemente, da. Da, exact, deci nu s-ar regăsi și atunci ne rămâne lemnul, da, lemn, foc, pământ metal da, și apă. Și apă. Și povestește-ne puțin. Așa, și cele cinci elemente sunt create de cer, divinitate. Da, tien, de aer, cum ar veni, da, pe și, înțelesul nostru. Da, aer, da. Și reprezintă scheletul întregii lumi, care găzduiește viața ea însuși, fiind inclusă în acel schelet. Deci această lume are nevoie însă pe lângă material și de formă, destin, program, am putea spune aici, așa l-am notat și eu, program, și de combustibil care să-i asigure funcționalitatea, prezența activă a cerului, divinitatea la vechinez, fiind absolut necesar aerul. Așa, în plan medical, această observație atestă faptul că și organismul, dată creat de creator, care are atribute de conservator, homeostază, da, de sărbuitor, așa. Astfel omul trebuie să accepte cu smerenie cenșiu, asta e smerenie cenșiu, și cu vinciozitate și fără inițiative, mă rog, pedepsele și darurile cerului. Adică chinezii le luau, acele catastrofe le luau ca drept niște lecții de la cer, când se întâmplau o nenorocie sau așa. Și darurile, da. Și le acceptau, practic. Da, practic era în armonie cu ei însă și cu realitatea vieții în întregime. Da. Și nu cu selecția făcută de eu, adică de noi înșine, care e profit, plăcere, putere. Deci nu aveau treabă cu astea. Da. Și vedem că există și o interacțiune între elemente. Adică ele cumva se suportă, da, unul pe, și oferă suport reciproc. Da. Lemnul dă naștere la, da, reprezintă, da, dă naștere la foc și acesta este rezultat al cenușii, care e pământul. Din pământ va ieși metal, după ce se purifică va ieși apă. Această apă hrănește o nouă viață, da, care e lemnul. Deci e practic e un ciclu rotund, da, care se învârte unul în jurul altuia, deci fiecare e dependent de celălalt. Da, asta e și mișcarea lui Dao, am putea spune, care e un ciclu continuu. Da. Și cumva, dacă ne gândim că vom vorbi puțin și despre organele care corespunzătoare elementelor și ne gândim și la funcționalitatea corpului fizic, da, avem experiența în care dacă un organ nu mai funcționează, deci, da, practic, reprezentantul unui element este preluat cumva, funcțiile sale sunt preluate de da, alte, da, organe. De alte organe. De ciclul acela de dominare, care înseamnă atunci când un organ poate să-și facă funcția, este substituit de organul dominant, că, cum ar fi când inima mai face față ca pompă, circulația depune o parte din plasmă în plămân, sub forma unui edenului pulmonar. Când ficatul se îmbolnăvește, apare splegoglia. Da, când pancreasul bolnav nu poate metaboliza glucoza, rinichiul elimină zahăr prin urină. Când rinichiul nu poate elimina, apa, sarcina se transferă în inimi și apare hipertensiunea arterială. Da. Da. Deci e interesant cum aveau chinezii organele astea yin și yang. La ei și organele sunt din și yang. Păi o să ajungem imediat, da, și la ele. Haideți să luăm puțin pe rând așa elementele, că sunt din punctul meu de vedere foarte interesante. Hai să începem cu lemnul, că tot l-am menționat primul, de la el vine focul, da, lemnul. Da, pe el reprezintă primăvara, nașterea, începutul unui nou ciclu care natura renaște odată cu buitul tunetului, cuvântul lui Dumnezeu, da. E în chineza veche, sunt elemente naturale care se reprezintă, care reprezintă sunt punct cardinal, este estul, momentul zilei, și încă din est apare soarele. Da. Așa. Și, și este dimineață. Planeta are, mă rog, reprezentativă, da, Jupiter, la chinez. Fenomen atmosferic, vântul, culoare verde, gust acru. Și... Te-am întrebat la un moment dat de ce e verdele la lemn. Da. Mi-ai spus pentru că e viață. E viață, dar verdele e viață la chinez. Da, știu că e un pic greu, dar...
La gust avem acru. Acru, da. Așa. Iar la organe, ficat? Da, la avem ficat, vezică biliară, ochi, mușchi și tendoane, vene. Și lacrimile pe plan psihic, temperamentul, curajul de a lua decizii și mânia. Da. Deci toți avem elementul. Toți avem elementele astea cumva combinate da, noi. Da, noi suntem interconectați cu toate aceste elemente. Chiar dacă... Dar putem avea predominant, nu? Putem, da. Dar atunci nu e un lucru bun, e bine să le ai în echilibru pe toate. Aha, am înțeles. Și asta se întâmplă prin, cum le aduci în echilibru? Prin lucruri cu tine? Prin alimentație? Combinat? În primul rând, prin cultivarea minții sufletului, dar și prin alimentație. Am înțeles. Dar eu zic că în cultivarea și asta e reprezintă 70% și 30% alimentație. Bun, bine de știut. 7% cultivarea minții, Shoshin, și restul 30% e alimentația. Dar nu e primordial alimentația cum se face la noi. Uh-huh. Că dacă mănânci nu știu cum, nu poți să mănânci la orice oră. Dacă ești împăcat cu tine însuși și te cultivezi, nu o să te afecteze. Mergem mai departe, focul. Da, focul așa. Focul reprezintă vara și care e creștere și dezvoltare. Elemente naturale sunt punct cardinal sud. Deci avem sudul cu focul. Către sud, da, știm. Momentul zilei, prânzul, care la este Z. Așa, și planeta Marte și Soarele, că știm că Marte e planeta de foc, la ei e Hoshin, care înseamnă pământ, înseamnă planeta de foc, și Soarele. Taiyang e Soarele. Fenomen atmosferic, focul și căldura au culoare roșie, gust amar. Amar, da. Deci e amar, da. Dar în corpul nostru focul înseamnă organe, inimă, intestin subțire și sistem nervos. Simpatic și parasimpatic. Trei focare, așa, pericard, așa, vasele sanguine, limba, transpirația, pe plan psihic, credința, bucuria, ura. Deci e și ura aici. E și bucuria da. Și ura. Da, da. Da, deci vedem yin și yang și dualitatea și găsim, aici. Da, da, exact la asta mă gândeam. Da, bucurie, da, ură, tristețe, da. Pământul. Așa, prezintă transformarea. Sfârșitul verii sau intersezonul, trecerea dintre anotimpuri, când facem trecerea către toamnă. Așa, elemente naturale reprezentative. E centrul momentul zilei, după amiaza, planeta Saturn, fenomen atmosferic, umiditatea, culoarea galbenă, gust dulce. Gust dulce, da. Aici avem și dulce. Și acesta este observatorul. Da, observatorul. Că vorbeai mai devreme de cele patru evenimente astronomice, da, solstiții, echinocții, și mai este un al cincilea care este practic observatorul, este pământul. La organe ce avem? Stomac? Da, avem așa, la organe avem, la organe și yang avem așa, avem organe în stomac, splină, pancreas, gură, digeste, articulații, țesut conjunctiv, sânge, sistem nervos periferic. Deci dacă ai probleme cu, da, așa. Salivă și pe plan psihic e rațiunea, conștiința, obsesii și îngrijorare. Îngrijorare. Și acum avem și metalul, da, care vine reprezintă toamna, declinul. Elementele naturale reprezintative este vestul, care e seara, unde apune soarele. Da, avem da, planeta Venus. Fenomenul atmosferic este uscăciunea, culoarea albă, gustul picant. Da. Deci, iar în corpul nostru, zona metalului? Înseamnă plămân, intestin gros, piele, imunitatea, nasul și sputa pe plan psihic, e intuiția, contemplarea, asta, da, meditația și tristețea. Da. Da. Și avem element... M-aș fi gândit intuiția să fie la apă, sincer. Da, nu știu de ce, da, așa, da, așa și eu mă gândeam, dar... Dar nu e așa. Da, nu e, da, uite, se mai întâmplă. Și apare la apă, apa e reprezentată de iarnă, repausul din care viața renaște, și avem elemente reprezentative naturale, nordul, noaptea, vedem polul, nordul, da, da, noaptea, planeta Mercur, fenomen atmosferic, e frigul, culoarea neagră, gustul sărat. Deci avem și gustul sărat. Da, deci practic avem toate cele cinci opțiuni. Da, și în corpul nostru apa înseamnă rinic, vezică urinară, ureche, auz, coloană, picioare, sferă genitală, oase. Urină, da, oase, pe plan psihic, voință, căpățânare și teamă. Teamă. E bine să ai și teamă. O, da. Da, teama te face mai puternic. Da. Da.
și mai vigilent câteodată și mai practic, atent. Practic, da, teama care se creează, practic, când se teamă, îți crește puterea și e ca și când ai putea opri timpul loc, tot e ce mai greu, da. Așa, și avem și exemple de organe yin și yang care le-am notat. Da, asta mi se pare interesant. Da, le-am luat din I Ching. E foarte greu să le găsești. Le-am găsit în arhivele chinezești din cărțile vechi. Avem ficatul yin care are ca partener vezica biliară yang. Pancreas yin, stomac yang, plămâni yin, intestin gros yang, rinic yin care controlează apa și vezica yang. Yang. Da, deci organe yin și yang. Da. Deci avem aceste cinci elemente. Uh-huh. Cred că este singura cultură care vorbește despre cinci elemente, plus al șaselea, dacă ar fi să luăm... Da, al șaselea e cel... Care este aerul. Aerul, da. Care nu e considerat chiar un... Da, nu e. Deci mulți sunt care consideră nu e un element. Îl putem lua ca și fân, care e vânt, aer. Da. Da. Când crezi tu că s-a vorbit prima oară sau cine a vorbit prima oară despre Yin și Yang? Yin și Yang s-a vorbit prima dată de Împăratul Galben. Deci chiar ajungem la Împăratul Galben. Deci trebuie neapărat să facem o emisie, deci Yin și Yang acolo la naștere, la Împăratul Galben. Da. Adevărul este că, din câte am citit și eu, Confucius s-a inspirat cumva din modul în care oamenii gândeau și trăiau în vremea Împăratului Galben. Da. Și practic asta a și pus bazele confucianismului, da. Așa cum și Lao Tzu s-a inspirat din cunoașterea existentă împăratului, în perioada Împăratului Galben. Nu poți face referire în China, nici în China contemporană, fără să nu faci referire la trecut. Da. Oricum, știu că Împăratul Galben nu era singurul fiu al cerului, mai erau și alții. Da, mai erau și alții, da. Dar va trebui să ne povestești despre asta. Da, Shu și Yang, o să facem și despre ceilalți. Pentru că am aici ceva și nu vreau să nu fie timp. Da, despre caligrafie. Eu caligrafie care am făcut-o eu. Deci, ce am primit cadou de la Mihai, uite, se vede în întregime. Cum? E așa? Așa este, scuze. Așa, da, așa. Așa. Așa, avem... Avem așa, Shang Shan Ruoshui, deci. Care Shang Shan Ruoshui înseamnă bunătatea desăvârșită, e asemenea apei. Shang e sus, Shang, aici? Da, ăla e sus, da. Shan acela e chineza veche, scris în chineza veche și caracterele sigiliu de acum 3000 de ani. Și avem Ruo, care este precum sau asemenea, și Shui, acela ultimul, e apă. Și numele tău Ibu, este aici. În chineză. Ibu. Da. Așa, acela. Aici. Da, acela două. Și aici, și aici e sigiliul meu, care e Ibu Juin, adică sigiliul lui Ibu, al meu, practic, care e roșu. Și asta ai făcut totul de mână, ai scris-o de mână, practic. Da, practic de mână am scris-o. Chiar asta ți-am scris-o. Și îți mulțumesc tare mult și abia aștept să pun într-o ramă. Și să... Da, eu fac să și caligrafie. Să-mi amintească ce înseamnă bunătatea, practic. Da. Shang-shan, roșu. Precum apa. Da. Bunătatea desăvârșită e asemenea apei. Bunătatea desăvârșită e asemenea apei. Da, pentru că în China avem și aici. Caligrafia este o artă și avem aici pe bambus, așa scria înainte să apară hârtia, pe bambus avem aici... În fața ta, nu, în fața la camera de acolo. Avem aici, e exact punctul cel de aici. Să încerc să stai mai aproape și de microfon, așa. Avem aici, în dreapta mea aici, mâna aceasta, în dreapta, Lanting Xu, care înseamnă pavilionul, prefața pavilionului orhideelor. Deci, și este o operă de artă, practic. Da, în China. Și mai avem și o carte aici, cu picturi chinezești, care tot asta e, practic, și pictura și caligrafia se îmbină una cu alta. E o artă. Totul este o artă și pictura. Deci le avem aici. Da. El pictează animale, elemente din natură. Tot e o artă. Dragă Mihai, îți mulțumesc tare mult. Da. Și timpul nostru s-a încheiat, dar va trebui să revii la Design Perfect și să ne mai duci un pic și mai înapoi, acolo la Împăratul Galben și poate și prin alte călătorii.
din care să mai învățăm câte ceva, pentru că, iată, astăzi, de exemplu, am aflat mai multe lucruri despre yin și yang, mm-hmm. pentru că tot timpul vorbim astăzi despre masculin mm-hmm. și feminin, da. Dar poate e important să știm și de unde a pornit și, practic, da. Ce este la baza... Da, practic, această valoare e o valoare a întregii umanități, nu doar exact. A tine. Bineînțeles. În patrimoniul întregii umanități. Și Poi Yao Xie Xie Dajia de Guangzhong, Poi Han Gao Xing Dajia Kanzhou, Soi Ye Xie Xie Lomaya de Pangyou, Junguo de Pangyou. Deci mulțumesc tuturor că m-au vizionat, prietenilor din România, chinezilor și tuturor. Mulțumim, mulțumim tare mult și ne vedem în curând la Design Perfect la Canal 33. Pe curând!